Bună seara, stimați telespectatori, și bun regăsit în spatele știrilor. Am început să mă și bâlbâi gândindu-mă la ce subiecte grele avem pentru această seară. Lături de mine, ca în fiecare seară de miercuri, Radu Herge. Mulțumesc foarte mult, Radu, pentru prezență. Mulțumesc și eu pentru invitație. Încep cu un oftat greu, pentru că sunt atât de multe tragedii, atât de multe nenorociri, atât de multe probleme pe care le vedem în fiecare zi la știri, încât pare că în spatele știrilor e cu adevărat un stat eșuat pe care nu-l mai recunoaște nimeni. Nici măcar emitentul acestei expresii, domnul Klaus Iohannis, care a spus că e așa o expresie pe care o folosesc politicienii când vor să facă un atac politic. Pornim de la cazul cel mai grav, exploziile de la Crevedia. Nu aș aborda atât de mult pe fund problema, pentru că probabil că s-a tot discutat acest lucru, dar dacă este să vorbim la felul în care au comunicat și autoritățile, și televiziunile, și proprietarii acelor companii. Cum vezi acest subiect în spațiu public și cum vezi că îl tratează românii, opinia publică? Hai să începem a spune că, surprinzător, România încă nu e un stat eșuat. Adică, spre marea mea surpriză și nu înțeleg cum, România încă n-a eșuat complet. Deci încă mai funcționează, încă mai, nu știu, mai curge apă la robinet. Pentru că, privind toate lucrurile care s-au întâmplat în ultimele luni și în ultimii 30 de ani, de altfel, dacă le, pe bună dreptate, ne întrebăm cum de se mai întâmplă ceva în țara asta normal. Atât de obișnuiți am devenit cu astfel de aberații al unei societăți sănătoase la cap și care, teoretic, ar trebui să funcționeze în baza unor reguli pe care să le respecte cetățenii lor. Acum, tragedia de la Crevedia ne-a arătat din nou cât de ușor se poate întâmpla așa ceva în România. Lăsăm la o parte faptul că, din câte am înțeles, totul a pornit de la un muncitor care s-a gândit el să fumeze în apropierea unor rezervoare cu gaz. Deci, pe care nu ai cum să-l controlezi. Sub nicio formă, nicio autoritate din lume nu va reuși să controleze genul acesta de atitudine a unui cetățean. Să ne înțelegem. Factorul uman poate fi o vulnerabilitate oriunde, sigur, în orice situație, da, oricât de da. Perfect ar fi tehnic mecanismul sistemul. Da. Așa cum a fost cazul drogatului de la 2 mai. La fel. Ori puteau să fie cei mai tari polițiști din lume, cele mai mari controle la intrarea în țară la droguri, în momentul în care e un asemenea specimen, crescut de asemenea părinți, care se urcă drogat, da, nu drogat, îndopat cu droguri, se urcă la volan, nu există. Adică nu, atâta timp cât polițiștii nu vor putea controla fiecare mașină din trafic și la fiecare să-i bage în nas să sufle, ca să-i oprească pe toți, înainte eventual să urce în mașină, nu se... Deci, genul acesta de lucruri. Medicii aceia... Știi ce ar trebui să se întâmple? Să facă un sistem la mașină, să detecteze, să detecteze mașina dacă ai alcool sau droguri, să nu pornească. Există. Numai că e, cum e, benevol, adică e opțional, doar dacă îl dorește omul. Eu l-aș introduce obligatoriu. Deci Uniunea Europeană, dacă tot are tot felul de inițiative de-astea de a impune tuturor țărilor anumite lucruri, eu sunt de acord că, cum e, intri în horă, joci, că de asta, dacă nu vrei să intri în horă, vrei să stai pe margine, stai pe margine și dă din gură. Ok, eu aș băga asta. Din anul 2035, de când nu se vor mai produce mașini pe benzină, ca să avem așa un... Toate mașinile electrice vor fi obligatoriu dotate cu așa ceva. Și eu sunt convins că vor scădea extraordinar de mult accidentele de circulație. Revenim. Deci, ca să închei, ca să fac o încheiere, nu înțeleg cum România mai funcționează. M-am uitat la această tragedie. Am zis, las la o parte genul acesta de dileal în care tu fumezi lângă gaz gândindu-te că n-are ce să se întâmple. Sau poate habar n-am, tu nu știi că gazul arde. Înțeleg că gazul totuși nu arde, decât la temperaturi foarte mari.
ar fi trebuit să plece incendiul de la ceva, motorină sau altceva. Ok, deocamdată eu am spus, așa am auzit, așa... Am avut în emisiune ieri un antreprenor din această industrie care lucrează de 20 de ani și ne-a explicat pas cu pas foarte multe lucruri. Inclusiv faptul că acest gaz lichefiat se aprinde la temperaturi foarte mari, de peste 500 de grade sau așa, adică nu poți cu bricheta să aprinzi chestia aia. O fi fost un alt, cum spuneai tu, o fi fost puțină motorină pe acolo, s-a mai, de la mașină, s-a mai scurs la, ceva. S-a mai scurs. Bun, nu știm. De asta am zis, o dăm la o parte pentru că asta este neimportant în acest moment pe, din punctul de vedere, pentru că nu poate fi controlat factorul uman, cum spuneai. De la momentul, eu am constatat același pattern al mediei românești. Cu excepția, sau cu vârful de lance România TV, care are un război personal cu Arafat. Deci, indiferent ce face Arafat, România TV îl va toca mărunt, 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 mărunt. Să nu uităm că România TV este televiziunea de știri cu cea mai mare audiență din România. Deci, tocatul ăsta mărunt are, influențează un număr foarte dar mare de telespectatori. Dar are parte priul sau contraponderea oglinda la Antena 3, unde Radu Tudor, unul dintre vedetele importante, este parte din Fundația Smurd. Adică e da, o relație e pe... Dar audiența lui Radu Tudor nu se compară nici pe departe cu audiența lui Victor Ciuta, de exemplu. Deci nici pe departe. Dar, ce vreau să spun? Că, din păcate, eu ca telespectator, dacă nu am alte surse de informații, eu risc să nu știu nimic corect din ce s-a întâmplat acolo. Pentru că, pe de o parte, încă o dată, am niște televiziuni și niște jurnaliști care toacă mărunt și, indiferent ce se întâmplă acolo, prezintă lucrurile printr-un anumit filtru subiectiv. Avem, pe de altă parte, genul Radu Tudor, care, normal, întotdeauna a fost... suportiv. Da, la adresa lui Arafat. Și avem celelalte televiziuni unde, din păcate, marea majoritate a jurnaliștilor sunt în căutare de senzațional. Da? Deci pe ei nu interesează faptele. Îi interesează dacă pot vinde către telespectatori faptele respective, astfel încât să vină audiență, audiență, bani, 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 bani. Și atunci evident că nu vor ignora lucrurile importante, dar neinteresante și se vor agăța de lucrurile poate mai puțin importante, dar interesante pentru telespectator. Și atunci, la o astfel de tragedie, unde... Eu am mai spus-o și cu tine aici, de m-am plictisit eu. Până nu se face o anchetă și nu se termină ancheta și oamenii ăia care se și pricep la lucrurile astea nu trag linie și spun s-a întâmplat asta, 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 vinovați sunt ăștia, 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 ăștia și așa mai de. Cum putea fi evitat? Discuțiile la cald sunt contraproductive întotdeauna. Și această vânătoare de vrăjitoare de a se duce peste toți ăștia mici, să-i închidă, să-i acum facă... Acum am văzut, Piedone s-a apucat, a închis pe nu știu ce. Foarte bine, dacă nu era conform legea, cu legii trebuia închis. Dar genul ăsta de heirupism, care a fost și după colectiv, a fost cam după toate tragediile din România, genul ăsta de heirupism. Acum mergem și controlăm și închidem. Deci, până acum, adică... E doar o întâmplare. Nu, și că se toate. Poate face abuz în partea cealaltă, adică... Ca să nu mai spun că au intervenit o mulțime de elemente, în presă vorbesc, de elemente parazite. Aia era de, depozitul, stația GPL, era declarată închisă din 2020. N-are nicio legătură cu producerea tragediei. Adică și dacă era deschisă, adică declarată deschisă, care e diferența? Tragedia s-a întâmplat din anumite motive. Trebuie să vedem care sunt motivele. Nu pentru că a fost ea declarată și funcționa în continuare ilegal. Da? Xulescu este nepotul primarului nu știu care. Ce relevanță are? Dar, Radu, aceea nu era o stație. Nu existau dispozitive din acelea în care este GPL și vine cetățeanul și încarcă și ia de acolo. Era o parcare în care mașinile care transportă acest gaz lichefiat staționau acolo și doi șoferi s-au apucat să mute din... Deci de ce m-aș apuca eu să închid stații GPL când aia nu era o stație GPL, era o parcare? Adică mi se pare o vânătoare de vrăjitoare doar ca să-i scoți frica din oameni să se... Nu, așa suntem. Nu, Alex. Deci oamenii vor vrăjitoare, vor să le vadă arzând pe rug, să pună niște capete în parc. Iar autoritățile le dau fix asta, ca nu cumva furia populară să se îndrepte împotriva lor. Nu, lasă să se îndrepte împotriva vrăjitoarelor, să le dăm foc.
Asta spun. Deci genul acesta de emoție populară care în România este foarte ușor de zgândărit. Foarte ușor. Și cum spuneam, eu mă mir că nu explodăm în fiecare zi, la fiecare pas. Deci pe mine mă miră că nu explodează tot. Toate țevile din București, din toată țara asta. Deci eu sunt șocat că nu se scufundă pur și simplu șoselele pe care le facem în halul în care le facem, nu se scufundă la un moment dat cu podul ăla de la Brăila, îți dau cuvântul meu de onoare, eu aștept în fiecare zi cu groază vestea că s-a prăbușit la un moment dat. Ieșeau șurubule. Deci, și la care după o săptămână de la inaugurare tot asfaltul era așa, pentru că ce să vezi, intrau camionagii care nu aveau voie. Deci eu sunt șocat de faptul că lucrurile alea încă mai rezistă. Și că nu sar trenurile de pășine, cum să spun, la fiecare 100 de metri, nu odată par cum se întâmplă la noi. Deci pe mine mă șochează lucrurile astea, că nu se întâmplă mai mult. Și atunci când se întâmplă, genul ăsta de emoție populară, hrănită de presă, pentru că până la urmă presa este cea care ar trebui să tempereze lucrurile astea. De ce? Pentru că presa ar trebui, din cauza presei, și autoritățile reacționează cum reacționează, pentru că văd titlurile alea. Xulescu trebuia să facă, de ce nu face? Și așa mai departe. Și se simt obligat să iasă să promită tot felul de minunății. Pe de altă parte, populația e hrănită de aceeași presă. Cu informații, cu detalii mai puțin sau mai, și mai puțin semnificative. A conta politizarea, primar PSD, mafia sigur PSD. Că da. Dintr-un anumit punct de vedere, da. Acum, ce să spun? Marele, cum? Nu, că nu aș vrea să fiu, că totuși e o tragedie. Au murit niște oameni, dar Ciolacu a beneficiat de faptul că era în funcție de doar două luni. Deci n-a prea putut nimeni totuși să-i spună, știi, Ciolacu, de ce nu te-ai dus tu personal să verifici toate GPL-urile în prima zi de mandat? Că sunt convins că s-ar fi găsit cineva ca să-i spună acest lucru. Dar, evident, au mers pe ideea că primarul al cărui fiu avea o stația GPL în localitatea unui alt primar, așa, toți sunt PSD. Ce relevanță are? Încă o dată, n-are niciun fel de relevanță. Putea să fie orice. N-are nicio relevanță. Invitatul meu de ieri mi-a spus povestea acestei firme. Este o firmă, sau mă rog, sunt niște antreprenori care au început de acum 20 de ani cu afaceri în acest domeniu, când n-aveau nicio treabă cu politica, au vândut către o mare firmă prima afacere, au continuat cu altele. Adică nu are legătură cu politica, n-au înființat că sunt primarii la partidul X, afacerea și mai... Da. Poate că te ajută să ai niște conexiuni pe aici, pe acolo, dar... Acum, Alex, da, sigur că te ajută, adică nu e nimeni... Nu... Da, acum... Să-mi spună mie românul ăla care n-a beneficiat măcar o dată în viață că a cunoscut pe cineva care cunoștea pe cineva sau care... Adică hai să ne înțelegem. Dar n-avea legătură cu politica. Dar n-avea legătură. Bun, dacă se dovedește, încă o dată, dacă se dovedește că autoritățile, recte primarul PSD din Crevedia, știa că acea stație GPL sau cei Dumnezeu era acolo, e un pericol pentru comunitate, pentru că în urma plângerilor făcute s-au făcut analize, s-a inspectat și s-a constatat că trebuia... Și-am analizat la pușcărie. Dar nu are nicio legătură cu PSD-ul. Să ne înțelegem. Adică nu e ca și când lucrurile astea se întâmplă numai în localități PSD. De ce? Pentru că ce să vezi PSD-ul? Deci, dacă se dovedește că fiul primarului... Ce legătură are că e fiul... Dacă se dovedește că tasul, fiind primar PSD, a intervenit el la centru ca să-i mușamalizeze lucrurile afară la pușcărie. Repet, n-are nicio legătură cu... Că deocamdată, dacă ne uităm puțin așa la anii de guvernare în ultimele 3 decenii în România, PSD-ul a stat puțin peste jumate la guvernare. Restul au stat alte partide. Adică nu mai poți acum să pui tot un câr ca mamă, toate lucrurile astea se întâmplă pentru că PSD-ul a condus 30 de ani. Totuși, multe dintre victime, adevărat răniți, nu morți, au fost ca urmare a felului în care a fost planificată acțiunea. Nu știu cine a fost coordonatorul acestei acțiuni, dacă a fost domnul Red Arafat sau nu, că dânsul e așa cu o umbrelă că coordonează, dar poate n-a fost la fața locului cel care a dat pompierilor dispozitive, mă rog, dispoziții cum să acționeze în mod concret. Dar sunt și puncte de vedere al unor oameni care spun n-aveau ce să caute pompierii atât de aproape să intervină, trebuiau să aștepte la distanță, să se consume acele... Iarăși, eu de exemplu nu mă pot pronunța. Da? Eu... Pentru că nu erau posibile victime umane. Degajaseră acolo, da, lucrurile și... Eu am trăit pe viu în redacția Antenei 1
tragedia de la Mihăilești, da? Care e aproape trasă la Xerox. Adică tot așa, a fost o explozie inițială, după care toată lumea s-a dus și a fost o a doua explozie care a ucis și niște colegi jurnaliști de atunci. Și, practic, mie mi-e foarte greu să cred. Încă o dată, eu s-ar putea să mă înșel. Eu de multe ori subestimez anumite lucruri. Mi-e foarte greu să cred. Arafat, cu experiența pe care o are el totuși în domeniul ăsta al situațiilor de urgență, oamenii de sub Arafat, da, că el totuși nu-i pompier, el e medic, el nu dă ordine pompierilor, adică are și el niște adjuncți care, da, șefii de pluton, de cum să numi, care coordonează lucrurile. El poate să zică, vreau să interveniți, vreau să faceți un... Dar nu el să zice acolo și îi pune cu mâna și zice, măi, Vasile, tu ce faci? Ia, du-te 3 metri mai încolo, că arde acolo. Nu face lucrurile astea. Mie, încă o dată, e greu să cred... E coordonatorul acestui centru de situații de urgență sau ce este el, departament? Da, dar care înseamnă cum să coordonez pompierii, ambulanțele, spitalele unde să-i duc pe răniți și așa mai departe. Să ne gândim că Ponta, că ajungem și la el, a trebuit să-și dea demisia pentru că s-a întâmplat nenorocirea de la colectiv. Și ce avea Ponta cu colectiv? Dar domnul Arafat este aproape de situația este, asta. Dar încă o dată, eu deocamdată n-am văzut nicio anchetă oficială care să fi declarat că la colectiv Arafat a greșit. Prin ordinele date sau prin sistemul pe care el l-a instituit acolo. Eu n-am văzut. La această tragedie cu pompierii, eu aș vrea să văd și o anchetă și internă eu. Păi, și să vedem dacă acei oameni nu au fost primiși în această misiune într-un mod nejustificat. Și eu aș vrea. Uite, de exemplu, am citit, dar iarăși, eu nu vreau să... Adică, tentația este foarte mare să ne pornim în baza unei tragedii reale și a morții unor oameni și a fricii că ni s-ar putea întâmpla și nouă până la urmă, nu vreau să dau mai multă greutate unor simple informații. Am citit undeva un articol că, de exemplu, uniformele pompierilor nu erau cum trebuie, că unele au ars sau că... Casca nu era ceva de genul suficient ăsta. De... Mi-ar fi foarte ușor să zic, vai, ce nenorociți, au furat în loc să dea căști bune pompierilor. Nu știu. Eu îmi doresc o anchetă. Dar mi-o doresc și mi-am dorit-o întotdeauna. Care să nu apere pe nimeni, să nu ocolească pe nimeni. O anchetă care să meargă de jos până sus, până la Arafat, până la ministrul de interne, habar n-am. Și care să spună exact, dom'le, așa s-a întâmplat, astea sunt vinovățile și responsabilitățile. Altfel, riscăm întotdeauna să ne transformăm periodic în tribunale populare, niște oameni să-și piardă niște funcții. Asta sunt televiziunile acum, niște tribunale populare. Eu sunt de acord cu tine, numai că din păcate oamenii nu prea mai au răbdare să-și aștepte verdictul justiției. Ei deja au stabilit cine e vinovat, au auzit la televizor cine e vinovat și cine e nevinovat. Nu e în regulă. Declarația lui Ponta, cum l-ai văzut pe acest subiect? E bun, Ponta are un, sigur, la el acum e și consilier onorific. Consilier, dar are pentru el genul acesta de tragedii în care după cât 8 ani, de fapt, s-a constatat că vinovații nu erau nici Ponta, nici... au fost cei care... Și că nu s-a făcut nimic în ăștia 8 ani. Și avem 6 paturi de mare arși în realitate. El e subiectiv, da? Pentru că lui s-a reproșat că nu exista spital de mare arși, dar i s-a reproșat post factum, de parcă el trebuia să știe cu 5 ani înainte și, vezi, Doamne, n-a dar, pus... Dar cei care au urmat știau. Știa. Pentru că au... De ce au trecut 8 ani? De ce în 8 ani n-am fost în stare să... Bine, de ce n-am fost? Că trăim în România. Îmi pare rău că trebuie să spun asta. De-aia, pentru că... El a declarat, pacienții în stare rea sunt lăsați în România să moară aici, sunt trimise doar cazurile ușoare. Am văzut și explicația lui de după, domne, e vorba de cine poate fi transportat și așa mai departe. Da, bun. Eu continui să cred că este din cauza modului pompieristic și heirupist și al vânătorilor de vrăjitoare în care se fac lucrurile în România. Pentru că dacă noi am fi ceva mai așezat și mai echilibrat și nu ne-am consumat foarte mult cu indignări și cu isterii în acel moment, poate că am reușit să ne păstrăm atenția mai mult timp. Dar noi nu suntem în stare, pentru că noi ne consumăm toată energia pe primele 5 minute, după care ne uităm la... Nu știu, la transmiterea mormântării unor victimelor de la 2 mai, că e foarte interesant să te uiți la cum îl bagă pe unul în groapă. Da? S-au uitat milioane de oameni.
Asta. Și uităm. Și după două zile ne inflamăm iar cu altă chestie. Am uitat complet de ce s-a întâmplat la 2 mai. Am uitat, de exemplu, n-a discutat nimeni ceea ce pe mine mă frustrează înfiorător. Deci după totuși tamtamul cu drogatul ăla care a omorât oameni la 2 mai, a fost un caz absolut aproape identic, numai că nu era drogat, era alcoolic, era bad mood. Tot avea 19 ani, a omorât 3 oameni. N-a mai discutat nimeni. N-a mai interesat pe nimeni. Au fost niște știruci, undeva niște titluri. Atât. Păi nu mai era așa exotic. Da, nu era exotic. Ce să nu era drogat, era beat. Mulțumesc foarte mult, Radu. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim publicitate. Țări, acest viitor reprezintă prezentul. Și la noi s-au făcut câțiva pași înspre ceea ce înseamnă telemedicină, însă nu se cunosc exact beneficiile. Începând de astăzi, NATO are un nou membru, Finlanda este cel de-al 31-lea stat. 18 ani au trecut de când sistemul de învățământ din România nu a mai fost atât de aproape de criză. Vom arunca o privire de ansamblu asupra acestor ani, dar și asupra situației din momentul de față. În seara aceasta avem alături de noi trei mari campioni. Limba română este regină și în Republica Moldova. Deci s-au întâlnit cei doi lideri supremi în Moscova. Știrea este surprinzătoare sau nesurprinzătoare? Nu e. Nu, chiar nu este. Eu mă așteptam, sincer, nu cu atât timp înainte. Și vorbim despre demisia lui Helvig de la SRI. Discutăm astă seară despre nivelurile sufletului în Kabbalah. E bine să ne mai gândim și asupra acelor povești legate de fake news și să cântărim și cu mintea noastră. De mai bine de un an însă suntem avertizați cu privire la o nouă criză similară celei din 2008. Există un singur lucru de care ne bucurăm întotdeauna la infinit și acela este viața. Politicile băncilor centrale, cum au fost sau nu au fost ele afectate, politicile spun, de întâmplările recente. Poate mai important decât capitalul este viziunea unui partener pe care poți să-l ai alături de tine și cu care poți să pleci la drum. Turcescu, invitat permanent, mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bună dimineața, mulțumesc și eu pentru invitație. Mă întrebam dacă nu cumva trăim un nou tip de război hibrid, războiul vizitelor de stat sau războiul vizitelor. Nu se putea să am un invitat mai bun decât pe domnul H.D. Hagman. Acum o să vă exploatăm. Așa, exploatarea omului de către om, cum spuneau comuniștii. De la Adam la Enoch, povestea legământului sacru, am intitulat ediția de astăzi a emisiunii Oameni și Cărți. Am trecut de la 2 semestre, la 5 module, 4 vacanțe. Avem o nouă săptămână în calendarul anului școlar, săptămâna verde. Am revenit aici în platourile Canal 33, în spatele știrilor. S-a găsit penali la USR. Și mirea aia s-au găsit dolari la PNL. S-au găsit bani falși la PNL. S-au găsit penali la USR.
primarul plătit Armand, urmărită penal pentru presupuse încălcări de integritate. Sigur, e acel dosar în care, într-un proiect cu fonduri europene, ea a fost și plătită pentru anumite servicii de management, dacă rețin corect, și iată că au pus-o sub urmărire. Eu zic că e doar începutul. Pentru că ăsta mi se pare cel mai slăbuț, cel mai subțirel dosar. Care se spalca putea... pune la o băga pentru... Da, dar cel mai... Da, dar nu mai contează, mai un an până să termină dosarul, mai... adică dacă nu-și dă demisia acum... Exclus, evident. Este cu mafia și cu... Ia luptă cu mafia, nu poate să lase... Declarația domniei sale a fost, când a ieșit de acolo, că e o chestie procedurală, că e o plângere a fostului primar Tudorache și că procurorii trebuie să dea cu asta. Nu e adevărat. Procurorul poate să dea NUP. Sigur că da. Adică faptul că trimite, că se începe urmărirea penală, arată că, în opinia procurorului, acolo există niște elemente. Care merită investigate mai... Sigur că da. Acum... Că la început îi cheamă ca martor sau ca suspect sau ca nu știu ce. Nu știu. Dacă vede că toate sunt niște prostii, zice, neînceperea urmăririi penale. Da, da. Că de asta se cheamă neînceperea urmăririi penale. Acum a început urmărirea penală. Că nu e stoparea urmăririi penale. Mie mi se pare totuși o meschinărie ce a făcut. Doamna Clotilde Armand a câștigat, din câte am înțeles eu și erau informații publice, foarte, foarte, foarte mulți bani de la Bechtel. Că se ocupa cu nu știu ce. Acolo. La autostradă, pe la proiectări, că la autostradă nu s-a construit foarte mult. Ceva, deci... da, nu știu, la ceva. Și de câte am înțeles, a câștigat foarte mult. Totuși să te lăcomești la 4.000 de lei sau cât îi dădea, 5.000 de lei cât îi dădea pe lună de, din banii poporului, eu în locul domniei sale, eu aș fi donat și salariul de primar, că nici ăla nu e totuși colosal. Repet, în condiție în care e adevărat și a câștigat prin firma pe care o avea și cu soțul de la Bechtel, mulți bănișori. Să iei niște bănișori de aia așa, să te faci singură șefă de proiect. Mi se pare ușor meschin. Dincolo de asta. Foarte bine. O să o facă. Dacă era legal, de ce să nu? Iată că nu știu bine, dacă... Și președintele Klaus Iohannis a avut o problemă de integritate și acolo nu era plătit. Dar cumva, pentru că dânsul și coordona într-o parte și... El semna pentru el. Da. Așa și aici. Ea, deci ea, practic, ea a semnat pentru ea să se pună singură șefă de proiect. Bun. Păi am văzut că a fost mai câștigat când a semnat pentru el ca casă. Primar, pentru el ca cetățean. Ca să ia casa din Mihăilean. Bun. Pe mine mă șochează, nu, deși nici ea n-a avut o reacție, adică nu eram obișnuiți să fie mult mai... Ca de obicei a încercat să zică cu mafia, cu cum a luptat ea împotriva lui corupțion și de asta i s-a dupat să întâmplă sărăcuța. Vei mă șochează totuși lipsa de reacție a liderilor USR și a fanilor USR. Păi să renunți și la puținii pioni pe care tu iei pe tabla de șah? Eu cred că nerenunțarea la Clotilde Armand îi va costa mult mai mult decât dacă ar îndemna-o să facă un pas în spate. Mult mai mult. În primul rând că nu cred că s-ar face alegeri anticipate în acest moment la sectorul 1, cum nu s-a făcut nici la sectorul 5 cât a fost piedone în pușcărie. Deci cel mai probabil, întrucât mai e doar un an până la alegeri, n-a stat nimeni să facă alegeri anticipate, să alege pe mâna viceprimarului și așa mai departe. Numai că viceprimarii nu prea sunt în tabăra care trebuie în acest moment. Bun. Eu cred că USR-ul va pierde. Eu așa cred. Dacă nu va lua o poziție și nu va fi consecvent cu el însuși, va pierde și mai mult din electoratul pe care îl are deja și care este destul de nemulțumit de modul în care s-a dovedit că oamenii noi nu sunt chiar noi, nu sunt chiar curați, nu sunt chiar altfel cum s-au prezentat și cum foarte mulți au crezut de au pus ștampila de vot pe buletin. Să nu uităm că acea campanie fără penali în funcții publice, a fost o manipulare. O manipulare grosolană. Adică nicăieri nu se spunea fără condamnați penal în funcții publice. În primul rând pentru că era ilogic, pentru că cei mai mulți condamnați penal definitiv au și restricții din partea instanței de a nu candida și de a nu fi aleși. Deci nu era nevoie de o campanie publică pentru așa ceva. Folosirea intenționată a sintagmei penal, care nu înseamnă absolut nimic și sigur nu înseamnă condamnat penal, ci în
mentalul colectiv însemna om urmărit penal, deci care are probleme penale cu justiția, deci folosirea și totuși stă acolo la... Da, și nu face un butoane. Pas în spate ca să-și dovedească nevinovăția, deci genul acesta de manipulare a prins foarte mult. Nu poți acum, am înțeles că ea l-a întrebat pe unul dintre ei, care a zis, nu, penal înseamnă condamnat penal. Hai nu zău, de asta ați cheltuit voi atâția bani și energie și timp, pentru că aveați voi probleme condamnați penal, definitiv. Doi. Deci pentru ăștia doi ați făcut voi, și printre primari, nu mai știu, tot, că, deci... Mai puțin de degete de la o mână. Pentru ăștia ați făcut voi campanie națională fără... De un milion de semnături sau cât a fost? Deci, serios? Nu, voi ați făcut pentru că v-ați folosit de ideea și de dorința oamenilor ca oricine este bănuit să ai, gata, afară. Dacă se dovedește că ești nevinovat, te poți întoarce. Nu, în politică nu prea funcționează lucrul ăsta, iată la Ponta, da? La care au fost închise succesiv toate dosarele în care el era suspect. Despre unele dintre ele a vorbit însuși Klaus Iohannis, da? Spunând că cum e posibil ca un prim-ministru să fie... Pe altfel USR-ul toca acum PSD-ul, ați luat penalul consilier onorific, cu tare. Nu e penal, adică ce să vezi? Omul nu mai are nicio problemă cu justiția. Cu toate astea este foarte greu să revină. USR-ului... Pentru că ți se lipește o anumită și pentru că oamenii care nu te plac vă spune penalul. Revin. Eu cred că USR va pierde. Pentru că USR nu va pierde voturile oamenilor care... Chiar dacă doamna nu va fi condamnată... Chiar dacă nu va fi condamnată. Dar nu poți să mergi cu această... cu acest discurs atâția ani. Doamne, cine este bănuit trebuie să facă un pas în spate, să se retragă, tocmai ca să aibă libertate să renunțe la funcție, ca să aibă libertatea de a-și dovedi nevinovăția. Dar al nostru este pur și... Pal nostru îl vrea mafia. E, ce să palor nu voia mafia, numai pal vostru îl vrea mafia. Palor care la un moment dat, mulți dintre ei au fost exonerați de justiție, nu v-ați grăbit să spuneți, ne pare rău că l-am făcut penal și i-am cerut demisia, că iată, s-a dovedit că e nevinovat, vă rog să-l primiți înapoi în funcția respectivă. E, ce să vezi, s-a dus de mult funcția la altul. Acum, dintr-o dată, în primul rând, e o tăcere, pentru că nici ei nu știu ce să facă. Doamna Clotilde Armand e o figură destul de importantă și cu multe relații în partidul acela. Eu cred că multe relații și datorită banilor pe care i-a donat partidului, cred, în timp, că toți politicienii donează partidul. Nu cred că accentul domniei sale este cel care i-a sedus pe colegii de partid. Deci uite, oamenii că nu știu dacă este pe lista de donatori. N-am informații. Nu știu nici eu, dar mă gândesc că se întâmplă. Eu știu că toți, și europarlamentarii, și parlamentarii, și consilierii locali, și primarii donează... Din toate partidele. Din toate partidele, da. Contribuie cu o anumită sumă la bunăstarea partidului. Bun. Deci, oamenii, cel mai probabil, Drulă nu vrea un război în partid în acest moment și nu știe cum să facă să o dea la întors cu Clotilde. De asta nu ies nici să o apere, nici să o critique, nici să-i ceară demisia. Probabil că o lasă așa, lasă că uită lumea. Poate mai apare o tragedie la Crevedia și uită lumea că doamna este urmărită penal. Ceea ce, încă o dată, dacă asta se întâmpla la PSD, la PNL, la UDMR, toată lumea ar fi zis, era de așteptat, că ăștia între ei se apără, se mușamalizează, se nu știu ce. Pentru că se întâmplă la USR, ei vor avea numai de pierdut. Părerea mea, dacă ei ar cere lui Clotilde Armand să se retragă, n-ar avea nimic de pierdut. Adică nu văd niciunul serist să spună, vai, nu mai votez cu voi că ați pus-o pe madame să se retragă până se dovedește dacă e nu sau nu. Păi da, dar poate nu prinde la anul... să fie declarată nevinovată și să poată să candideze din nou. Peste 4 ani, că e tânără doamna Clotilde, n-are 80 de ani, adică mai are timp să candideze și nu o să muri în 4 ani. Îi transmit eu. Noi cei din sectorul 1 vă promit eu că nu o să murim încă 4 ani până o să vă dovediți nevinovăția în fața organelor de anchetă. Dar eu zic să faceți un pas în spate și să respectați valorile, da, pe care propaganda dumneavoastră le-a vândut populației. Mergem la următorul subiect. După o pauză comunicațională în care doamna Gabriela Brânceanu Firea a fost într-o vacanță, a reapărut într-o emisiune maraton la Realitatea Plus, în care a căutat domnia sa să-și aducă anumite perspective
situației care a fost acolo. Puține preluări ale mesajelor din emisiune și am văzut undeva un comentariu, ăsta este un mesaj de la sistem, că se dorește să cam facă domnia sa un pas în spate, că cumva faptul că a apărut așa într-o bulă această emisiune și foarte puține preluări, comentarii și așa mai departe, ar arăta că de undeva i s-a transmis că nu se mai dorește revenirea domniei sale în primul plan. Eu nu cred că este vorba de sistem, pentru că senzația mea, dar este doar o senzație, este că dacă sistemul transmitea un mesaj, acesta ajungea și la Anca Alexandrescu. Care a atacat-o destul de serios pe Gabriela Vrânceanu Firea anterior acestei emisiuni. Deci eu cred că ajungea și acolo și noi, și noi invita sau nu se concretiza. Da, deci dacă n-a ajuns acolo, eu mă îndoiesc că a existat un astfel de semnal. A ajutat-o pe doamna Firea prezența asta? Da, doamna Firea este acum în reconstrucție. În reconstrucție. Și imagine. Contează fiecare cărămidă pe contează. Care... Contează. Sigur, realitatea nu are o audiență extraordinară, dar are un anumit gen de public care este important. Genul de public care de cele mai multe ori nu era votantul doamnei Firea. Deci, sigur, nu mai e același public pe care avea Rareș Bogdan, să ne înțelegem. Dar este totuși un public mai puțin interesat de PSD și de doamna Firea. Prin urmare, mesajul său a ajuns acolo unde e bine să ajungă, adică la cei care oricum nu te... sau nu oricum, care nu te votează. Că dacă ajunge numai la cei care oricum te votează, n-ai făcut nicio șmecherie. Pe de altă parte, faptul că n-a fost preluat, deocamdată e încă fierbinte. Deci subiectul... Oamenii nu vor să se poziționeze. Redacțiile nu, da. Redacțiile online sau de televiziune nu vor încă săriște să fie asociate... Nu vor nici să o atace... Nu, pentru că cele mai multe și-au dat seama că nu au motive și aici fac o paranteză. Am înțeles că a fost dat publicității raportul IMELE privind bătrânii din azilele respective. Nu prea apare nu cuvântul tortură. Nu prea, care a ținut, da, tortura. Azilele goaze, nu prea apar chestiile astea. Apar niște constatări legate de starea de sănătate a unor persoane în vârstă, unele cu probleme psihice foarte serioase și așa mai departe. Bun. Și probabil că o să mai apară. Nici despre ăla n-a vorbit aproape nimeni. De ce? Pentru că jurnaliștilor, redacțiilor, patronilor de presă le este foarte frică în acest moment să nu fie asociați, nu cumva ca telespectatorilor, cititorilor să considere orice poziționare ca fiind pro familia Pandele Firea. Și atunci preferă să stea în banca lor sticla, să mai treacă puțin timp, să se lupte ea Firea singură acolo, să se agite, noi mai stăm puțin pe bară. Sunt foarte curios. Sunt foarte curios în ce măsură Gabriela va reuși să depășească această barieră și să fie din nou interesantă pentru redacție. Și în măsura în care iese din anumite clișee sau anumite abordări și poate își găsește o altă linie comunicațională. Aici e mai greu. Deci aici e mai greu, în primul rând că e foarte greu, foarte greu pentru ea să rupă linia comunicațională de cea a lui Pandele. Că, na, sunt soț și soție, adică e foarte greu tu să vorbești pe o limbă și soțul să vorbească pe altă limbă. În mod normal, ținând cont că acest subiect i-a unit cât căsătoria, cât căsnicia, ar fi trebuit să aibă o poziționare comună, eventual să spună lucruri diferite, dar complementare. Și să meargă pe linii, dar paralele, adică să nu meargă unul hăis și unul cea. Din câte am văzut eu, dacă la începutul scandalului Pandele era cel mai prezent și ea nu prea ieșea, acum Pandele s-a cam retras. Adică a zis, ok, Gabi, fă tu, pentru că Pandele, din punctul meu de vedere, nu va avea nici cea mai mică problemă să fie reales la anul, în voluntari. Gabriela, da, chiar și cu sprijinul PSD-ului. Să spunem că, într-adevăr, Ciolacu a fost onest când a reconfirmat sprijinul PSD-ului pentru candidatura Gabrielei, ea va avea probleme în București.
va avea probleme, dar ceea ce nu s-ar fi întâmplat, deci dacă alegerile ar fi fost acum 2 luni, n-ar fi avut probleme să-l bată pe Nicușor Dan la orice oră din zi și din noapte. Acum are. Nu pentru că Nicușor Dan ar fi făcut ceva între timp, că n-a făcut absolut nimic, de-abia reușește peste 2 săptămâni să termine podul început de Gabriela Firea acum 4 ani. Și care a spus el însuși că nu va rezolva nimic pentru că o să se blocheze cetățenii în următoarea intersecție. Da. Și am înțeles acum că au și blocat. Și ăsta e și motivul pentru care ține această zonă complet blocată, că oricum s-ar bloca mai încolo, deci de ce să se deblocheze aici? Și am înțeles că au blocat și proiectul de la Nicolae Grigorescu, care tot așa traversa Dâmbovița și urma să se lărgească șoseaua care ajungea în Berceni, care era, din punctul meu de vedere, care am crescut în zona respectivă, era foarte important. Și ăla l-au blocat, deci nici ăla nu e important. Deci Gabriela Firea trebuie în acest moment să-și calculeze foarte bine pașii, numai că ea are de luptat și în partid. Pentru că bun, Ciolacu a zis ce a zis, da? Nu e exclus niciodată un vot în birou permanent sau cum s-or chema forurile de conducere din PSD, prin care, ce să vezi, PSD-ul să considere că totuși Gabriela nu e cea mai potrivită și Ciolacu să zică, eu am votat pentru, dar dacă colegii mei nu te-au mai vrut Găbița, ce să facem? Ultimul minut și ultimul subiect, faptul că liderul AUR, George Simion, s-a întâlnit luni la Parlamentul României cu ambasadorul Israelului și cumva s-a transmis de acolo un mesaj de reevaluare. Cum vezi? Asta îmi confirmă mie că domnul Simion și Partidul Domniei Sale au în spate o echipă foarte serioasă, care a tras toate forile posibile pentru ca astfel de întâlnire să fie, să se concretizeze cu mesajul de rigoare. Criticile care au fost aduse ulterior sunt tardive. Deci mesajul a fost transmis. Pe de altă parte, însă Simion n-a avut niciodată, eu n-am auzit, n-am văzut reflectat în presă, nu a avut atitudini și afirmații antisemite. Sub nicio formă. Sunt oameni în partidul său, sunt oameni care au avut astfel de poziționări publice și care, sigur, că lipesc eticheta de partid extremist, antisemit, dar un astfel de mesaj transmis din partea Israelului, început în Israel prin niște publicații de acolo, înțeleg că ambasadorul de aici a avut o misiune transmisă de ministrul de externe, nu-i de capul lui. Sigur că da. Pune într-o ecuație. Lucrurile astea nu se fac, adică deci vreau să mă întâlnesc cu Simion mâine. Deci începe AUR să devină un partid frecventabil. Da, ceea ce... Și posibil partener de guvernare. Și mai e ceva, s-ar putea ca asta să-l ajute pe Simion să scape de anumite elemente din AUR cu genul de discurs din ăsta rasist sau antisemit sau islamofob și așa mai departe. Ne pare rău. Da, ce să uite, vezi, de-abia ne-am pus și noi, adică ne uite, m-am întâlnit și cu ambasadorul, gata, ori pui Batista Pățambal, ori Valea. Nu știu, e oricum extrem de interesant ce s-a întâmplat și e de urmărit. Mulțumesc foarte mult, Radu, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că ne-ați urmărit aici, în spatele știrilor. Vă invit să rămâneți atât de programele Canal 33 pe curând.